Sportivii care au scos și ne bucurăm cu rezultatele obținute la uh, recent uh, încheiate Jocurile Olimpice de la Paris. Uh, da, ne mândrim cu ele. Sunt sportivii uh, plecați de la noi, de la Orșova, de la Centrul Olimpic din Orșova, respectiv Clubul Sportiv Școlar Orșova. Sunt copii inițiați, descoperiți, inițiați de noi, tot colectivul de antrenori de acolo și, bineînțeles, predați la cluburile de seniori și, respectiv, la loturile superioare, lotul de tineri și lotul de seniori, lotul, lotul olimpic, care are, cum, după cum v-am spus, în componență, sportiv majoritar de la CSS Orșova și de la Centrul Olimpic Orșova. Dar sportivii vin din zone în care, iată, au posibilitatea de a practica totuși canotajul, de a, de a fi apropiați de apă și pasionați de asta. Sportivii care vin în sportul nostru sunt de regulă sportivi proveniți din nordul țării unde nu au treabă cu vâslitul. Chiar nu au luciu de apă unii, că sunt de pe la munte, sunt sportivi din județul Suceava, din județul Botoșani, Bistrița sau alte județe din țară, dar preponderent din județele respective. Județul, județul Neamț. Care, și... sunt, care sunt condițiile pe care le asigură orșeva? Ce aveți și ce vă mai doriți? E, norocul nostru e că avem Centrul Olimpic acolo, finanțat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Avem și... Loturile naționale de juniori mari și juniori mici, finanțate de Federația Română de Canotaj, și mai la coadă, mai sărac, entitatea de care vorbesc și de care o să tot amintim, e Clubul Sportiv Școlar Orșova, care la un moment dat era în regulă cu tot ce însemna susținere financiară. Dar de vreo 10 ani, poate mai bine, noi suntem nu la coadă, suntem undeva la subteran, sub ei, sub, sub, toate, nu spun pretențiile, toate regulile elementare de bun simț pentru a face performanță. Din păcate, suntem clubul numărul 1 în țară, CSS Orșova, de departe, suntem printre primele cluburi în lume, am fost câțiva ani la rând primul club în lume și suntem clubul care, din păcate, nu avem echipament, nu avem nici, nici măcar tricourile de concurs. Deci copiii să duc la concurs pe tricouri de la părinți sau așa mai departe, sau care le au de pe la lotul național. Și cu toate acestea, anul acesta, iată, clubul dumneavoastră a luat la Olimpiadă câte medalii? Uh, nu clubul nostru, trebuie sportivii să fac sportivii proveniți de la noi, de la club, au luat uh, trei, două medale de aur și trei medale de argint. Uh, se regăsesc uh, în fiecare probă sportivi de la noi, de la Centrul Olimpic și de la clubul nostru. Care în este următorul obiectiv? 30 de ani. O, pentru ce pregătiți acum? Ce așteptați? Ce concursuri așteptați? Păi, sâmbătă plecăm la campionatul mondial. În ce se ține în Canada. Și după, imediat după campionatul mondial, revenim în pregătire că urmează campionatul Balcan ce se ține în uh, Istanbul. La, nu, Insta, nu greșesc, în greșesc în, Turcia, dar la uh, Edirne. Câți, câți, pleacă pentru Canada? Ce pretenții aveți? Ce speranțe aveți? Eu plec o grupă de șase sportivi, că ne ducem doar pentru să atacăm doar medalia de aur și pentru costurile în ultimul an al Federației Române de Canotaj au fost destul de mari. Vă dați seama că au fost proiectate în principal pentru Jocurile Olimpice. Și am zis, deplasarea fiind foarte scumpă, am zis să nu ne ducem decât cu sportivi care atacă medalia de aur. Începem cu două probe, de deci șase sportivi la băieți și 9 sportive la fete.